can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi facem un vlog cu Audi A4 B9 an 2017. Ce motor are acest Audi? Acest Audi are un motor de 2 litri TDI, este varianta basic de 150 de cai, însă este conectat la o cutie manuală cu 6 trepte, însă are o repriză destul de bună, 0-100, și anume în 8,9 secunde. Da, interesant, trage destul de bine pentru 150 de cai. Și ce greutate are? Undeva la 1500-1600? Undeva la 1500-1600 de kilograme, da. Pe acolo. Alături de noi se află proprietarul. Mihai, salutare. Când ai cumpărat mașina asta? Mașina a fost cumpărată în octombrie 2021. Da. A fost cumpărată second hand, luată din Germania. Ai mers personal să cumperi mașina din Germania sau ți-a adus-o cineva? A fost adusă de cineva. Cât ai plătit pentru această mașină? Mașina a costat 1500 de euro, 15.000 de euro. O cumpărat eu la banii ăștia. Și eu? Da, era bine. Deci, a costat 15.000 de euro. 15.000 de euro, da. Da, prețul din punctul meu de vedere este unul ok. Câți kilometri avem? Când a fost cumpărată, a fost la 162.000 de kilometri, iar în momentul de față cred că avem undeva la 170 și ceva, 70 și puțin. Da, adevărul e că eu nu resimt kilometrii aceștia mergând cu mașina. Da, mașina se prezintă într-o stare foarte, foarte bună. Ce opțiuni avem pe această mașină? Cum a spus și colegul tău, este varianta basic, nu prea avem prea multe dotări. Principalele interior, dotări pe care le regăsim pe această mașină. Interior de piele, un crem bej, așa. Da. Climă pe 3 zone, Distronic, frânează la pieton și la mașinile din față în momentul în care se apropie prea repede de mașină. Da. Senzor față-spate. Navigație. Este o mașină dotată cu, cu dotările standard. Da. Bine, dacă stăm să ne gândim, apropo de ce discutam mai devreme, de ce ne povestea proprietarul de frânare de urgență, lane assist și așa mai departe, am observat că majoritatea mașinilor după 2017-2018 au ca standard acest pachet de safety, pachet de siguranță. Plus că eu zic că dotările sunt ceva mai mult decât basic, având în vedere că avem senzori și frontal și pe spate, climă pe 3 zone, da, pilot automat adaptiv și așa mai departe, e echipată mai mult decât decent din punctul meu de vedere. Farurile cum sunt? Farurile sunt big xenon, fără LED. Pe timp de noapte se descurcă bine, ești mulțumit? Foarte bine, da, n-am avut nicio problemă cu ele, se vede foarte bine, atât pe lungă cât și pe scurtă. Aș avea o remarcă legat de bord, nu știu dacă observi, Ionuț, însă da. Comparativ cu modelul anterior, cu generația B8, bordul este foarte mult simplificat. Sunt mult mai puține butoane, bordul e ceva mai slim, într-adevăr parcă e și mai retras din zona picioarelor, comparativ cu modelul anterior. Dar la toate modelele sau le-am simplificat? E minimalist, da. Da. Ce pot să spun? Această linie continuă se aseamănă cu cea de la Arteon, de pe bord, unde avem gurile de ventilație. Da, fiind din același grup, este fratele mai mare, da? Din gama premium, evident că e și normal să împrumute elemente atât pe parte tehnică, cât și din punct de vedere al designului. Să facem și o depășire, în scurt. Trage bine mașina. Chiar foarte, foarte bine pentru 150 de cai.
tracțiunea este față, nu? Da. De când ai cumpărat mașina, ai avut vreo problemă? Ți s-a, nu știu, defectat ceva? Nu, până acum nu. Bine, nu a trecut nici foarte mult timp de când am achiziționat-o. Încă n-am apucat să văd foarte bine dacă ar apărea ceva în timp. Dar până acum nu, din fericire nu. Știi ce se întâmplă? M-am tot uitat o lungă perioadă și am comparat mașinile, da, cu un kilometraj mai mare și achiziționate din afară, evident același an, versus mașinile, da, din România cu kilometraj sensibil mai mic. Trebuie în primul rând să ne uităm și la orele de funcționare. Acesta este un subiect mult mai amplu, dar având în vedere că mașina a avut 162.000 de kilometri în momentul achiziției, având în vedere că este 2017, trebuie să ținem cont că la 5 ani vechime, cu mașina asta, nu știu, s-a mers undeva la 35.000 de kilometri pe an. Ca să faci 35.000 de kilometri pe an, îi poți face doar pe autostradă, adică e puțin probabil ca mașina aceasta să-și fi petrecut o mare parte din timp în oraș. Și atunci, uneori este mai bine să achiziționezi o mașină cu număr mai mare de kilometri și rulată pe autostradă decât o mașină, nu știu, cu 50.000 de kilometri, cu aceeași vechime, dar care și-a petrecut mare parte din viață în traficul din oraș. Bineînțeles, bineînțeles. Foarte multe persoane nu țin cont de orele de funcționare și au în calcul doar numărul de kilometri, cum ai spus și tu. Dar știți foarte bine că mașinile din Germania rulează, cred că undeva 70-80% în afara orașelor, au autostrăzi de legătură între toate orașele principale. Eu am locuit acolo o perioadă și am văzut cu ochii mei ce se întâmplă. Sunt și foarte multe mituri în care unele mașini rulează, nu știu, 60-70 de mii de kilometri pe an, să fim serioși, nu e chiar așa. Care de la o la piață, da. Eu când locuiam acolo aveam 12 km până la muncă dus, 12 întors, deci puteam să fac undeva la maxim 15.000 de kilometri fără nicio problemă. În fine, să revenim la această mașină. Este destul de bine insonorizată, nu se aude zgomotul exterior. Puțin mai devreme rulam cu 130-140 de kilometri și era ok, adică puteam să discutăm fără nicio problemă. Da, și suspensia este confortabilă, adică comparativ cu Arteon-ul, da, pe care l-am testat puțin mai devreme. Într-adevăr, Arteon-ul avea o suspensie un pic mai rigidă, însă aceasta este orientată mai mult către confort. Bineînțeles, și plus că până la urmă este o mașină de la Audi, un brand premium. Pielea este de bună calitate, ideea dacă este piele naturală sau ecologică. Țin să cred că este ecologică. Da, pentru că acesta este trendul, da. După 2006-2007, cred că majoritatea mașinilor, excluzând evident, nu știu, mașinile super premium sau mașinile de peste 100.000 de euro, cred că majoritatea au piele ecologică. Da. Cum ți se pare sistemul audio? Sistemul audio cred că este unul basic de la ei. Ulterior a fost adăugat un subwoofer de către mine la băieții de la Billout. Și de atunci și a crescut considerabil și volumul auto și plăcerea mea. Și basul în special, da. Da, din păcate nu prea avem cum să vă arătăm. Bine, putem, numai că evident nu veți sesiza. Da, exact. Poate cel mult o vibrație în cameră. Da, majoritatea vă uitați de pe telefon și nu aveți cum să vă dați seama. Mihai, am să-ți dau să conduci mașina, să-mi zici cum ți se pare acest A4, pentru că este pe clasă cu Ford Mondeo. Da. Și căutăm acum un loc de parcare ca să facem schimb. Legat de jante, ce poți să ne zici? Jantele au fost schimbate de către mine. Am avut jante pe 16, așa a fost cumpărată mașina, iar după ce a fost achiziționată de către mine, am optat pentru niște jante pe 18 de la Venom Wheels. Cât te-au costat? În jur de 5.000 de lei doar jantele. Da, deci o investiție destul de considerabilă. Plus, da. Anvelope, am văzut că ai anvelope Bridgestone de bună calitate. Da, sport.
Anvelopele au fost undeva la 2400 ceva de genul. Deci te-ai dus aproape de 2000 de euro cu totul. 1800-2000 de euro. Da, cam pe acolo. Am văzut că ai ca și indice de viteză Y, asta înseamnă că poți să rulezi cu aproximativ 300 de km, doar că nu este cazul la această mașină. Da. Sunt puține mașini, evident. Bineînțeles, dar e bine să-ți cumperi niște anvelope care sunt deja pregătite pentru a rula cu viteze mult mai mari. Da, îți conferă un nivel mult mai bun de siguranță, evident. Exact. Adică rezistă la uzură mult mai bine decât niște anvelope de gamă inferioară, cu siguranță. Da, sesizez acum că partea de direcție tinde către confort, de asemenea. Da, direcția este moale, adică inclusiv în oraș, cred că mașina se comportă foarte bine și asta ne poate confirma cu siguranță și proprietarul care este alături de noi. Bordul este parțial analogic, parțial digital, da? Cu afișajul vitezometrului și mă uit în partea din stânga, temperatura lichidului de răcire este afișat destul de interesant. E o combinație analog cu digital, să zic așa. În București, ce consum are această mașină? În București, până acum, din câte am mers eu cu ea, bine, în București nu prea merg foarte des cu ea, dar în jur de 8-9, cam așa. Este un consum parfum? Asta zic. În București, eu, 8%. Mai mult decât decent, pot spune. Da. Și consumul extraurban? Extraurban, în jur de maxim 6, la un drum de București și acasă. Și cu un pic de talpă, presupun. Puțin, da. Puțin. Deci mașina asta intră în categoria mașinilor cărora le faci un full de motorină și merge aproximativ 1000 de kilometri. Exact. Ce capacitate are rezervorul? Cumva 70 de litri? Sau? Cred că este puțin mai mic. Nu la 60, bănuiesc care. La 60, da. În momentul de față rulăm în dreapta a 6-a, da? Și la 2000 de turații pe minut avem o viteză de 120 de km la oră, deci da, mașina... cutia este destul de bine, treptele sunt destul de ok. Etajate, da. Exact. Observ că avem și buton de start-stop. Da, din punctul meu de vedere, cred că v-am mai povestit și în alte vloguri, da, v-am împărtășit părerea mea, aș renunța complet la această funcție. Da, mi se pare inutilă, exceptând un hibrid. Evident că na, la hibrid acesta este modul cam standard. Cam așa arată și cheia de la acest model, de A4, B9. Așa, să se vadă mai bine. Ok, interesantă. Încuiat, descuiat și deschidere portbagaj. Clima de asemenea este cea digitală, mai este și modelul doar cu acele rotițe. Da, mm-hmm. Da. Da, văd că în interiorul butoanelor ai afișajul. Da, arată foarte bine. De ce ai ales Audi A4 și nu ai ales C-Class sau seria 3, care sunt rivalii de o viață? Cred că mai mult din cauza faptului că înainte de această mașină am avut tot un Audi A4. Iar, nu știu, continuitatea asta în marca asta Audi, nu știu, mi-a intrat mie la inimă și îmi place foarte mult mașina. Tu ești cu Audi cum sunt eu cu Fordul, cumva. Exact. Odată ce te-ai acomodat cu acest brand, probabil exact. Ai aflat secretele, să zic așa, nu... prefer să evit surprizele, exact. Și atunci mergi pe același brand. Și cel mai important este faptul că eu totuși cred că nu ai avut probleme mari cu fosta mașină. Nu. Din cauza asta ai mers tot pe Audi. Dacă aveai, nu știu, aveai ghinionul de avea unele probleme importante și costisitoare, bănuiesc că nu mai alegeai Audi, pentru că foarte mulți așa schimbă brandul. Mi s-a părut o mașină care, cel puțin pentru un tânăr, îmbină perfect și sportivitatea și eleganța, nu știu, așa. Aici aș putea să revin ca și în alte vloguri, da? Da. Să vă spun că întotdeauna Audi s-a poziționat între BMW și Mercedes.
întotdeauna, este cumva compromisul perfect. Da, au cules, nu știu, au cules sportivitatea de la BMW și confortul de la Mercedes. Da, este o variantă de mijloc care îmbină cumva, care de fapt generează o medie între cele două modele, între cei doi rivali. Tu ai ținut neapărat să-ți cumperi această variantă de 150 de cai putere sau așa ai găsit mașina atunci? Așa s-a nimic. Era în plan, era varianta de 204, 190 de cai, da, automat, dar nu s-a găsit în momentul acela. Oricum, dacă poți repeta, te rog, când ai achiziționat mașina mai exact? Octombrie 2021. Deci în octombrie deja era perioada în care prețurile au început să sară în aer, efectiv. Da, și probabil și asta este unul dintre motive. Cred că am prins motive, undeva, da, la început urcarea prețurilor, pentru că am văzut că tot au crescut. Da, probabil o mașină similară cu aceasta putem să căutăm pe mobile sau pe alte site-uri. Cred că a mai sărit cu măcar 1000-2000 de euro în sus, cel puțin, prețul. Da, cel puțin. Toate au crescut. Da. Deci, indiferent de marcă, toate mașinile s-au scumpit. Nu pot să nu remarc că consola asta arată foarte bine, nu este zgâriată, la 160.000 de kilometri, da, interiorul arată foarte bine. Da, păi când mergi pe autostradă, te-ai urcat în mașină, ai închis o singură dată ușa, nu știu, pentru 200 de kilometri și atunci cred că este explicabil. Da. Cutia este destul de precisă, da? Treptele nu sunt, cursa schimbătorului, să zic că este medie, da? Nici prea lungă, nici prea scurtă. Da, în mare parte, cred că am abordat tot ceea ce puteam aborda legat de această mașină. Poziția la volan, tot la fel, mi se pare mai joasă, cel puțin, decât în Mondeo, de exemplu. Da, scaunele sunt confortabile. Legat de acest interior bej, i-ai făcut vreodată detailing de când ai cumpărat mașina? Da, a fost făcut un detailing fix la o săptămână după ce a fost achiziționată. S-a văzut o diferență considerabilă, dar... S-a schimbat culoarea. S-a schimbat culoarea, da. Chiar pot să spun asta, da. Dar în timp văd că tot începe să apară la fel schimbul ăla de culoare. Evident, da. E o culoare foarte, foarte pretențioasă, într-adevăr, da. Recomand undeva la 6 luni să fie făcut un detailing de genul, dar împreună cu o hidratare a pielii, neapărat. Pentru că și detailingurile acestea, fiind un exces foarte des, da, o să dăuneze pielii. Da, și plus că în majoritatea zilelor ne îmbrăcăm în blugi. Exact, blugii exact colorează această piele. Exact. Să discutăm un pic de partea de întreținere. Dacă ai apucat cumva să-i faci o revizie și o revizie standard, adică mă refer schimb de ulei și filtre, da, parte de motor și habitaclu. Și la ce costuri ai ajuns, da, ai ajuns cu această revizie? Până acum am apucat să-i fac doar un schimb de ulei și filtre în București la un service, iar investiția a fost până în 1000 de lei. Okay. Nici foarte exagerat prețul. Ai spus reprezentanță cumva sau? Nu. La okay, un service multimarcă. Ok, service multimarcă. Ok. Deci, acesta a fost vlogul. Dacă vreți să vă cumpărați această mașină, eu zic că este o alegere bună, o alegere corectă, decentă. Nu uitați să vă abonați în continuare la canal, să dați un like, un share. Dacă aveți întrebări, puteți să ni le adresați în rubrica de comentarii. Eu am fost John. Mihai. De două ori Mihai, deci. Da, exact. Până data viitoare. Ciao, ciao. Vă salut.